meseria de medic, cum de-ați rezistat tentației de a pleca din țară? Meseria de medic cardiolog în Arad este foarte grea, este foarte solicitantă, pentru că am rămas foarte puțini. Au plecat mulți din țară, alții s-au pensionat și angajări noi nu s-au făcut. Așa că trebuie să rezistăm tuturor solicitărilor, și urgențe, și ambulator, și consulturi, toate de consulturi de pe alte secții. Cam câte consultații aveți într-o zi, să spunem? Nu pot să număr, dar oricum peste 20, 30 și unele sunt afecțiuni foarte grave, trebuie să stai foarte mult lângă acest pacient până vezi că merge bine și poți să treci la altul. Practic, sunt foarte... câți medici coordonați? Sau... Acum suntem numai 4 medici, dar avem noroc. Avem o echipă de tineri rezidenți, 5 rezidenți în cardiologie, niște copii minunați care fără ei nu cred că am putea face față. Anterior, în urmă cu vreo 3 ani, erau 7 medici cardiologi și atunci munca era foarte dificilă. Acum ce să mai spunem la 4 doctori? De aceea ajutorul foarte mare vine de la acești minunați tineri care încă sunt în creșterea, sunt numai în anul 2 de rezidențiat, dar care ne ajută foarte mult. Echipamentele corespund problematicii? Echipamentele, da, să avem ecocardiograf performant, cumpărat nu de mult de către Consiliul Județean Arad. Ne-ar mai trebui o sondă de transesofagia nouă, care o așteptăm, și un holtere. Așa nu pot să spun, serviciul de terapie intensivă coronariană este dotat cu monitoare, cu monitor central, cu oxigen, cu cam tot ce ar trebui pentru serviciu acesta. Când ați rezistat tentației să plecați, bănuiesc că oferte au existat. Oferte de a pleca în străinătate au existat, dar satisfacția profesională aici s-a părut mult mai importantă decât satisfacția materială. Și dacă foarte mult se spune despre medici că sunt mercantili, că nu se ocupă de pacienți decât dacă li se dau bani, nu cred că este adevărat. Cel puțin eu sau și colegii mei ne ocupăm de pacienții în funcție de gravitatea bolii și le acordăm atenție suntem solicitați în funcție de gravitatea pacientului, indiferent de situația lui materială. Iar satisfacția de a trata un acest pacient grav și de a-l vedea că poți să-l smulgi din ghearele morții este infinit mai mare decât orice satisfacție materială pe care poate să-ți ofere străinătatea. Bun. Aici avem o pacientă vârstnică cu o stenoză aortică strânsă care a refuzat repetate ori intervenția chirurgicală și acum este într-o stare de insuficiență cardiacă ireductibilă. Așa se întâmplă la pacienții care nu doresc sau îi frică de intervențiile chirurgicale, care într-adevăr nu sunt și intervenții ușoare. La 50 nu faceți boala asta. Am bărbați.
fiind și cadru universitar la Universitatea de Vest Vasile Goldin și avem și studenți care vin zilnic și încearcă să deprindă această meserie deloc ușoară. Atât asistenți medicali, cât și studenți la Universitatea de la Medicină. Așa. Aici avem un pacient cu infarct, care a făcut de mai multe ori infarct miocardic și acum are fenomene de insuficiență cardiacă. A venit în stare gravă, în edem pulmonar acut, datorită inimii care s-a dilatat și cicatricilor care s-au format după infarctul miocardic. A devenit cu foarte slabă, cu o fracție de ejecție foarte mică. De aceea, orice infecție duce sau creștere tensională sau altă angină face edem pulmonar acut. Se manifestă cu disnee severă, cu jugulare turgescente și cu edeme. Acum, dânsul este internat de câteva zile și nu mai are aceste fenomene. Iar, ca să ne convingă, putem să-l ducem la ecografie și să-l vedem cum arată ecografic. Aici este camera de investigație unde facem ecocardiografii și ecografii vasculare. Asta este ultimul aparat pe care, cu ajutorul Consiliului Județean, am reușit să-l achiziționăm. Este un aparat bun, performant și atâta s-a putut achiziționa, dar și asta este bine, că celelalte aparate sunt din 1996. Să vă întoarceți așa cu lungă pe stânga, mâna stângă sub cap. Haideți aici în spate să vedeți. Aici avem un cord cu aorta la inel cu pereți iperecoceni. Și în patru camere, ceea ce vedeți aici este un anevrism a ventricolului stâng. Datorită infarctelor, zona respectivă este moartă. Și cordul în zona aceea se dilată și formează acest anevrism cu zona hipokinetică și chiar akinetică. Aici, la un Doppler color, avem insuficiență mitrală ușoară și punem și Dopplerul pulsat. Ce este important la dânsul este acest anevrism a ventricului. Și vedeți această hipokinezie globală cu fracție foarte scăzută, de aceea a venit în edem pulmonar acut, care din fericire s-a emis și evoluția este favorabilă. Ce se mai poate face? Se poate face coronarografie. Se injectează substanță de contrast să facem fac poze la vasele de la inimă și se pot dilata și cu stenturi. Aceste operațiuni deocamdată nu se face la noi în Arad. Pacienții necesită să-i trimitem la Timișoara, la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, dar cu ajutorul firmei CardioLife, care a început să dăm lucrările pentru amenajarea spațiului și cu ajutorul Consiliului Județean, sperăm că la vară vom avea și noi sală de cateterism și toate infarctele acute și anginele instabile pot fi diagnosticate și tratate aici la noi. Da. Gata? Bine. Da. Ce ziceți? Cum vă tratează doamna doctor? Foarte bine. Cum v-ați înțeles? V-a explicat de ce suferiți? M-a explicat de când eu am venit de acolo. Ce v-a zis? Mă știți de ce suferiți? Avem un spus despre insuficientă cardiacă, despre
că am făcut un infarct, două, am făcut ăsta, doilea, mi-a spus că, într-adevăr. Cum v-a tratat? Foarte bine. Toate, tot ce-a trebuit, foarte bine. Mulțumesc. Cu iosul, însă dumneavoastră de la dumneavoastră au căzut în... Deci, o tânără rezidentă care face gard alături de mine. V-ați povestit că fără ajutorul lor, cred că ne-am răbușit. Cum este la Arad și cum e în particular doamna doctor? Eu mă simt foarte bine la Arad. Am venit aici de un an și trei luni deja și... Am de învățat încă multe. Unde ai studiat? La Cluj-Napoca am terminat. Și cum ați venit la Arad? M-am căsătorit în zonă. În particular, doamna doctor, cum se comportă cu mine? Păi, mie îmi transmite foarte multe. Am de învățat multe de la dumneai. Un pedagog bun, mă înțeleg bine. Îmi place cu dumneai. Cum se comportă și numele? Simona Mercea mă numesc. Dacă călțările subțire, deja putem să scoatem seringa și tratamentul trebuie să fie vreo 3 luni, vreo 6 luni. Problema este că, probabil că de la anticoncepționale și statul foarte mult pe scaun, de acolo. Păi, problema e nu e așa o boală gravă, e vindecabilă. Sigur, problema este să nu facă embolie pulmonară, mai e complicația. Că pleacă chiar de acolo și se oprește în plămâni și face embolie pulmonară. Dar dacă n-a făcut până acum, de obicei la debut, atunci nu mai face. Mulțumesc mult! Ce Dumnezeu are de rămas ăla la doi? Vedem unde suntem la subsol. Bun! Mere! Îi faci amată în țara asta!